La maternitatea Spitalului de Urgență Craiova, Moș Crăciun a lăsat cei mai mulți bebeluși, 9 în prima zi de sărbătoare, iar 6 astăzi până la prânz. În ziua de Crăciun, Moș Crăciun a fost mai darnic cu băieței, a adus pe lume 6 băieței sănătoși și 2 fetițe. În a doua zi de Crăciun, mămicile au avut surpriza 4 fetițe și 2 băieței până acum, la ora 15. Sunt sănătoși, mămicile la fel? Greutăți normale, stări fetale bune, la toți bebelușii, ceea ce nu se întâmplă chiar în fiecare zi. Probabil că spiritul sărbătorilor a ajuns și în burticile mămicilor. Și dacă tot au venit în perioada colindelor și a petrecerilor, micuții sunt unul mai guraliv decât celălalt. Toți sunt sănătoși și lumina ochilor părinților. Ce v-a adus moșul? Un bebe frumos, băiat. Mă așteptam să fie de Moș Crăciun, dar să fie fetiță. Un băiețel. Cel mai frumos cadou posibil. O fetiță de 3,460 kg, 52 cm. Și cel mai frumos cadou care l-am putut să-l primești eu și soțul meu. Și la maternitatea Spitalului Filantropia, în noaptea de Crăciun, au venit pe lume 5 bebeluși.